Una, două, șapte, trei, măi dragă Mărie, Ișvan și cu fechea te zburdă pe câmpie. Bine v-am găsit, oameni buni, într-un nou episod la... Nu mai știu, a trecut câteva zile bune de când am făcut ultimul episod ca să strâng 100 de milioane și faza e că după calculele mele, vai ce mă disperă cum se aude mașina asta, după calculele mele, eu trebuia să mai bag câteva zile, trebuia, cred că mi-ar trebui mai mult de 100 de milioane, nu mai ajung 100 de milioane, dar nu mai puteam, voiam să filmez episodul ăsta, chit că o să fie scurt, chit că nu știu, n-apucăm să cumpărăm tot și mai trebuie să facem unul după aia, dar nu mai puteam să aștept, voiam să filmez episodul ăsta, oameni, vă rog să mă înțelegeți, că e, mă chinui cu el și deja, pe lângă faptul că îmi place și voiam să-l joc, vreau să-l și termin, că mă stresează, că l-am aici în listă, știi, și mă stresează. Paul, termină insula asta privată a ta. Hai că vine domnul cu ăsta, hai să mai vindem ceva, mai strângem niște bani și trebuie să ne apucăm de treabă. Hai să vedem ce ne oferă, ce ne vinde domnul acesta. Bun, ce-mi dai, ce-mi dai, ce-mi vinzi? Hai, că trebuie să facem bănuți. 245 per copăr. Bă, e bine, mi-am vândut din cupru. Hai că e bine. Sincer, ăsta are 3 milioane jumate doar ca să dea mai mult cupru. Oricum nu prea am vândut eu resursele, nu știu ce. Sincer, nu prea am chef să-l upgradez. Și mai am niște chestii pe care, într-un fel, n-aș prea avea chef să le cumpăr. Bine, private jet-ul ăsta n-am chef să-l cumpăr, dar o să... Opa, stai. O să trebuiască să-l cumpăr. În schimb, îl trebuie ca să vă arăt cum e. În schimb, mai e de exemplu un turn din ăsta, o moară, pe care nici pe asta nu consider că e neapărat obligatoriu să o cumpăr. De ce? Îmi dă mai multă electricitate. Pentru ce? Am deja mai mult decât am nevoie electricitate. N-am ce să fac cu chestia asta. Și atunci vreau numai să dezvolt resortul și, adică nu vreau să mai investesc în dezvoltare de resurse pentru că am mai multe decât am nevoie și de fapt nu prea mai am nevoie la nimic pentru că toate clădirile pe care trebuie să le cumpăr sunt pe bani. Mă interesează doar să dezvolt chestii care costă bani. Acestea fiind zise, hai să completăm resortul. Să vedem și partea finală a lui. Ia să vedem. Deci ăsta ne costă 2 milioane și jumătate și este ultima cameră, camera finală a acestui resort. Resortul cu numărul 4 și mai avem aici jos de tot. Sper că doar unul. E pe partea asta altă. Sper că doar unul trebuie să mai construim. Te rog, nu fi nimic scump aici, că mi-e un pic răuț și nu prea. 4 milioane jumate ne costă asta. Unde l-a construit? În apă acolo? Uai, și ăsta la altul 8 milioane. Mi răuț. Bun. Partea bună care e? Având mai multe de astea, dar nu că-s la fel. Faci mai mulți bani. Hai să dăm 8 milioane pe ăsta. 8 milioane și 10. Vai, man, dar sunt prea multe. Sunt mult prea multe. 7, a, și o să fie 7, 8, 9, 10, cred că în total. Ăsta e 10 milioane. Mă cam doare un pic inimă. Uite o barcă. E unul care vine cu o barcă. Hai să dăm 10 milioane și ultimul cred că e vreo 20 de milioane. Ba nu, cred că ăsta a fost ultimul. Da, voi observați că nu spuse prea bine, nu s-a așezat de prea bine aici. Adică ăla e acolo, ăsta e aici. Nu puteau să-l mute mai așa? Cred că nu putea să facă scara mai. Ba, putea să facă. Dar toate condurile mi se par că ar fi la fel. Anyways, ăsta a fost 10 milioane. Vreau să văd cum arată în interior. Deci asta 10... Date, sare. 10 milioane de euro. Culorile astea ce-or fi? Nu știu. Și baia. Adevărul e că mă scapă un pic la baie. Bun. Stai, nu te pune la masă că vreau să ies de aici. Închidem ușa și mergem. Deci am terminat investițiile aici. Ar trebui, sper din sufletel, să ne vină mai mulți bani acum din condurile astea. Dacă e upgradat la maxim, avem navă în port.
Bun, deci aici am cumpărat tot ce mai era. Trebuie să mergem în port, după care mergem în downtown să vedem ce putem să cumpărăm de acolo. Avem 80 de milioane și din păcate doar reprezentanța aia auto e vreo 60. Adică, cam scurt, aici doar 178.000, lasă că o să colectăm mai târziu. E cam puțin. Bun, hai să vedem ce putem să-i vindem la domnul. Salut, hai domnule, hai din port. 130 e cam puțin pentru cât vrei tu, dar am nevoie de bani ăștia, 53 de mii. Jaca asta e. Știu că am trecut pe lângă 100 de mii de dolari care erau la aeroport și noi am luat, dar pe ăștia 50 de mii am luat. Nu contează, treceam pe astea. Bun, storage capacity. Băi, eu pot să descarc niște chestii aici? Stai, despre ce vorbim? Am descărcat ceva, dar... Dar ce e aici? 6 din 10, inventar. A, trebuie să le livrezi la aeroport pe astea? Ok, hai să am ceva de livrat la aeroport. E un storage pe acolo, pe undeva. Pe aici, pe la aeroport, e un storage pe care trebuie să îl descarc. Ia să vedem. Ok. Și pe celelalte unde trebuie să le descarc? Niciunde, nu știu, în fine, hai, nu mai descărcăm nimic, bun. Mașina asta electrică face cam mult zgomot. Bun, hai să mergem în downtown unde avem de cumpărat cea mai scumpă chestie ever. Și anume reprezentanța de mașini. Deci avem asta care ne costă 60 de milioane. Asta 7 milioane jumate și asta 20. Eu am 80 de mii, n-am și pentru cafenea. Right. Bun, hai să construim atunci ce ne permitem și să începem cu chestia asta, 60 de mii. Sper că sunteți pregătiți pentru că am muncit 3 zile la banii ăștia care se duc. Uite acum. Ia să vedem ce s-a construit aici. Wow, dita mai blocatore de apartamente. Te rog să nu-mi cer bani când intru în tine sau ceva. Wow, stai să mă dau de aici că... Aici... Nu, cred că e gata. Wow, arată superb. Dar arată exquisit. Adică, voulez-vous coucher avec moi? Bun. Ce se întâmplă aici înăuntru? Putem explora? Deschide-te, avem o nouă ofertă de contract. Păi, mă gândesc și eu la câți bani a costat. A, nu putem urca în el. Putem numai să vedem ce ofertă am primit. Ofertă. Deci îmi dă 151 de mii pentru 2 zile. Cam puțin. Nu mă declar mulțumit. Mă aștept. Îmi dai cam puțin bani, ești cam zgârcet. Bun. Atunci hai să construim de 20 de milioane cât mai avem și un dealership de mașini. Poate ăsta totuși ne plătește mai bine. Ar fi frumos să ne plătească mai bine. Ar fi ce frumos. Băi, de bun simț să ne plătească mai bine. Eu am muzică random pe fundal, să știți, numai pornește random pentru că muzica din joc nu o puteam activa. Bun. Oh, stai că asta nu e gata, stai să ies de aici până se randează tot dealership-ul de mașinuțe. Ia să vedem. Wow, 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 wow. Oh, dar arată drăguț. Bun. Intrăm aici. Oare mașinile astea le putem conduce sau sunt doar modele? Sunt doar modele, bun. Ia să vedem. Ce oferte avem aici? Pentru 7 zile primim 721 de milioane. Da, semnăm acest contract. Da, tati, vrem contractul ăsta să semnăm. Și mai avem East Village, unde, sincer, aș mai aștepta oferte, pentru că e cam puțin.
pentru două zile, adică ăsta pentru, îmi oferă 700 de milioane în 7 zile și tu mi oferi cât? Ce sărăcie asta? Da, spre ce vorbim? În rest, pe insula asta nu se mai poate construi nimic în afară de cafenea care e ultima. Ia să vedem. Nu, nu mai... Știi ceva? Aș mai aștepta un pic. Poate mai vine altă ofertă până mă deplasez. Vreau să-mi colectez niște bănuțe. Și hai să ridicăm chestiile astea. Cutiuțele astea trebuie să le ducem la aeroport din câte... Din câte știu, dar de ce nu mă lași? Trebuie să-mi apară un L. Hai cu L-ul! În sfârșit. Mamă, dar lângă fiecare și fii atent că numai din mașină pot să fac chestia asta. În fine. Hai să nu le luăm pe toate. Bun. Hai să mergem pe aici, că văd că și aici în spatele benzinăriei mai avem de ridicat. Dar băi, exact lângă ele trebuie să parchez, că altfel nu te lasă. Chestiile astea mai dau niște bani. Aia e faza. De aceea vreau să le ridic. Asta e toată nebunia. Da, eu știu, stați așa că eu nu știu ce muzică am am pornit, că mă disperă un pic. Ce e aici? Bun. Așa. Bun, am mers. Avem o ofertă de contract nouă. Stai așa. Stai așa, că poate în sfârșit le-au venit mințile. Și poate mi oferă, îmi dau o ofertă mai bună. Ia să vedem, high rise condo. Pentru 8 zile numai 900.000 de dolari. Hai mă că le-au pe ăsta, na. Numai să știu că am acceptat ofertă. Bun. Și acum mergem să descărcăm asta. Și... ceva din mine, un mic optimism, cred, nu știu ce e asta. Speră că poate am 7 milioane ca să cumpăr și cafeneaua aia. Nu știu de ce. E ceva din mine care speră chestia asta. Te rog, zi-mi că vrei cupru, dragule, pentru că... piatră. Na, de că nimic. Ce să mai zic? Oh, bani, 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 bani. Cred că celelalte la aeroport se descarcă. Hai să mergem la aeroport. Se descarcăm. Ia să vedem ce avem de descărcat aici. Poate merge aici. Pac. Pac. Bă, poate că și în partea aia eu trebuie să mai descarc. Dar înainte stați să colectăm banuții de aici. Doar 600.000 de dolari. Dar ce fac cu sărăcia asta? Că nu dăm bani mulți. Bun. Ia să vedem. Câți bani am strâns între timp aici? Doar 3 milioane de dolari. Păi cam puțin, că de mult mă învârt pe aici. Dar... E bine, cumva am meritat să-mi dezvolt toată zona asta, că îmi dă mai mulți bani acum. Opa! Nu, 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 nu! Nu, 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 ok, stai. Nu cred că-l poate urca. De obicei... Why? La limită, ok, perfect. Bun, perfect. Mi-a dat 1000. E puțin 1000, dar na, ce să facem? Bun, și avem aici de colectat. Bun, cât am? Avem 5 milioane. Cât ne trebuie în total? 7. 7 jumate.
Deci 7 jumate. Bă, da, eu stați un pic, că mă disperă muzica asta. E de nu înțeleg de ce mă ceva nu-i bine. Ceva nu-i bine, îmi trebuie altă muzică. Îmi trebuie ceva mai altcumva, mă înțelegi? Ia că pun eu altceva să-mi cânte pe fundal, că nu-mi place asta. Bun. Aici, ce, că eu mai aveam ceva de cumpărat aici. Asta e 5 milioane, guys. Da, cumva, da, aș putea să o cumpăr, dar altcumva, din nou, nu prea are sens. Și moara asta, 10 milioane, adică insula, astea sunt bune ca să-ți producă electricitate, ca să-ți funcționeze bine orașul, dar, orașul, mă rog, insula. Dar faza e următoarea, mie oricum îmi funcționează ok și la ce am, nu trebuie să dau banii și pe alea, adică nu simt că e nevoie să... Că nu-mi dă nimic spectaculos, pur și simplu pun o baterie și îmi pun o moară în aia în sus. Adică nu simt că mă ajută neapărat la treaba asta. Problema următoare. Mă tentează private plane-ul ăsta grav. Are 1,5 milioane și mă tentează grav. Bun. Dar totuși 7,5 milioane ar trebui. Hai să mă mai chinui un pic să strâng 7,5 milioane. Deci ăsta cred că la 37.000 se oprește. Am o groază de piatră acolo. Deci nouă ne trebuie 7,5 milioane. Te rog, zi-mi că vrei cupru, că am nevoie disperată de bani. Nu că mare, disperată. Cupru. 74.000, cam puțin. Cam puțin. Mi se pare că... Da, în fine, hai. Nu mai zic nimic. Bun, și am observat o chestie la Luxury ID aici. Sunt National Manager. Uitați, deci există intern asistent, Operation Member, Recognized Member, Operation Manager, National Manager. Și am devenit... Am avansat în rang față de toți care, uite, eu sunt rang 7, toți sunt 1, asociați. Există pe asta de la Discord, pe pagina lor Private Island Beta, au un grup de Roblox și dacă intrați în grupul ăla de Roblox, ei vă dau niște chestii acolo, niște șmecherii. Ceea ce mi se pare drăguțel, interesant. Și am mai pățit o chestie, hai să vedem câți bani s-au strâns între timp. Am putea să dăm cât timp mai așteptăm o tură cu barca pe insula la vecină. A venit o fată care s-a prăbușit cu barca, s-a prăbușit, mă rog. A ieșuat aici cu barca la mine pe insulă și a trebuit să o duc cu mașina și după aia i-am dat barca mea să ajungă înapoi pe insula ei. Sunt atât de răi oamenii în jocul ăsta încât nu se aștepta să fiu drăguț cu ea. Chiar și numai pentru o clipă. Bun, hai că se mișcă destul de repede banii. Aici încă puțin și am 7,5 milioane și cred și sper că până mergem în capătul ăla alalt, în downtown, ca să colectăm banii, s-ar putea ca aici să ni se adune suficient cât să cumpărăm și private jet-ul. Și cred că putem să facem din ăsta ultimul episod de Private Island. Eu acum cumva știu că poate unii au un gust amar că nu mai cumpăr și ultima moară și chestia aia la electricitate, dar mi se pare că n-ar avea sens cumva, adică na. Eu o să mai intru în joc ulterior, o să le cumpăr, să văd dacă e ceva spectaculos, o să mai filmez, dar nu cred că e nimic spectaculos. Că banii o să-mi intre de pe contractele alea, trebuie să-mi intre 700 de milioane de pe car dealership, îmi intre 100 de milioane de pe de la aia de gogoș, adică intră ceva. Deci banii am face, bun, 7,26 de milioane, hai că imediat avem 7,5 milioane, deci bani mi-ar mai intra. Deci n-ar fi o problemă să
să cumpăr alea, dar nu mi se pare nimic spectaculos la ele. Adică, da, am satisfacția asta, bă, Paul, ai terminat insula, trebuia să o termin. Păi am cam terminat-o, ar mai fi 10 milioane de cheltuit pe care... Ok, nu ți-a foarte, foarte mult să le faci, dar, na, totuși. Bun, hai că luăm 200.000 de aici și ceilalți banii luăm din aeroport și ne îndreptăm spre downtown. Și numai bine că ne-a ajuns și o năvuță în portuleț. Perfect. Până ne întoarcem, eu zic că generăm, sper, 1.500.000 ca să ne cumpărăm și avionul. Să vedem cum sunt cursele în această perioadă cu avionul. Zim că vrei cupru. Că-mi plac banii și îmi trebuie bani mulți. Zim că vrei cupru, dragule. Cupru, cupru. Lemn. Lemn pe bune, dintre toate lemn vrei, sărăcie ce ești. Mai bine nici nu venea aici. În fine, hai să stați așa, că trebuie să-mi umplu la loc safe-ul cu lemne, că... Da, chiar. Aha, e full. Mamă, ce eu nu mai pot să minez absolut nimic în jocul ăsta, pentru că îmi sunt arhi pline minele. Și n-am ce să fac. N-am cui să mai vând. Adică dacă ar veni mai des, sincer mi-aș vinde tot. Dacă ar veni mai des, aș avea inventarul mai mare, ar plăti ei mai mult. Dar în fine, îmi pare rău doar că animăluțele nu le-am prins pe toate. Hai să ne oprim aici. Uite, parcăm aici frumos. Lo, 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 oprește-te! Oprește-te! Stai așa. Hop. Așa, perfect. Bun, animaluțele nu le-am prins pe toate și de asta îmi pare rău. Am 3 din 14. Mai era porumbel, mai era... A, dar voi nu le vedeți că am camera. Ok, bun. Hai să construim o cafenea de 7.500.000. Ultima chestie din joc. Dar pe pajișa asta... Pe pajișa asta... Pe iarba asta verde de aici nu vine nimic. O terasă sau ceva, ar fi drăguț. Adică nu-mi zic o laș așa goală. Și cam ăsta e downtown-ul. Eu sunt convins că... Pe când... vedeți voi episodul sau... cum, depinde cum le postez, mai apar upgrade-uri, mai apar update-uri. Momentan cam ăsta e tot downtown-ul. Wow. Eu am și prins ca downtown-ul să fie ultimul. Cred că aici o să mai facă ceva. Se mai gândesc ei să facă ceva și pe bucata asta. Bun. Hai să vedem, avem vreo ofertă. Momentan nu avem nicio ofertă, dar ar trebui să ne așteptăm. Your buildings. Deci 5 avem cumpărate, 4 sunt sub contract. Cafeneaua nu-i sub contract, dar încă nu am primit nicio ofertă. Așteptăm să primim o ofertă, după care ne întoarcem în oraș. Da, știu că am Davenport, dar îmi trebuie ofertă pentru cafenea. După care mergem să ne dăm cu avionul, cu private jet-ul și vedem ce și cum. Hai să vedem că am primit o ofertă. 17 milioane pentru 2 zile. Da, clar. Clar vreau. Clar vreau. Bun. Acestea fiind zise, am completat. Ce fain se vede cu mov. Am completat și downtown-ul. Putem să ne vedem de alea noastre. N-aș mai colecta alea că trebuie să sar, să... În fine. Să nu zici că mă blochez, că nu vreau să mă duc pe jos până acolo. Ok. Bun. Aici facem dreapta. Mergem în port, că avem de... Stai așa să închid asta. Avem de colectat ultimele resurse. După care mergem să ne colectăm banii și să ne dăm cu avionul. Bun, zim că vrei cupru. Cupru. Lemn. Sărăcie. Lemn. 5.000. Săracule.
Deci ăștia când vin să 5.000, a, și nici asta nu mai cumpăr că n-ar rost, că mărește producția de cupru, e la maxim. Cât să tot vrei să mărește ăla? Pe bune. Zim, te rog, că ai cel puțin 1.500.000 pentru mine. Bă, la fix. E ce trebuie. Bun, 2.000.000. Ne permitem private plane-ul. Cât să ne luăm zborul de pe minunata insulă. O să și parchez aici, că m-a înnebunit sunetul acestei mașini electrice. Mergem să ne cumpărăm un avion cu motor și plecăm într-o destinație. Într-o... Da. Adică, na, pleci unde trebuie să ai o destinație. În fine. De vacanță, într-o destinație de vacanță. Mergem să le vizităm celorlalți insulele, deși voi știți deja cum pilotez eu avioanele în jocul ăsta, absolut oribil. Nu mă descurc. Bun. Ăsta e avionul meu. Controls. Ia să vedem. Deci cu V A S D Q E fac stânga dreapta și cu Shift aterizez. Shift plus G. Bun. Wow, ce tare. Opa. Tati, tati, nu te întoarce. Nu te... No, s-a dat peste cap. Sunt... Vai, vai. Mamă, dar ce ciudat se vede că... vai, ce băguit e. Vai, ce... Vai, ce ciudat se vede asta pătrată. Eu aici în zbor o să mor. Revină-ți un pic. Revină-ți un pic. Hai să mergem pe... O insulă. Unde merge ăsta? Vai, revino-ți, întoarce-te. O să mor, guys. O să mor, oameni buni, o să mor. Dar cred că s-a băguit, că nici nu mai vrea să coboare. Coboară, te rog. Coboară, rogu-te. Așa, așa. O să mor? Iai, ăla a fost scapul meu, guys. Oare unde sunt? Da, m-a dat de la început. Da, cam asta a fost. Nu prea am ce să vă mai arăt, ce să vă învăț de pe minunata insulă privată a lui Pablito. Cam asta a fost. Sper că v-au plăcut toate construcțiile pe care le-am făcut. V-am zis, chestia de electricitate nu prea are sens nici de mine, că resurse am deja, n-am nevoie de mai multe. Cam asta a fost. O să încheiem frumos și apoteotic. Yes, să folosim cuvinte mari fără neapărat relevant. Dar hai să le folosim. Acest minunat episod și această serie. Poate continuăm dacă mai apar update-uri, deși nu știu, depinde. Văd dacă o avea chef sau nu. Mi-a plăcut foarte mult, a fost super drăguț. Am vândut niște cupru, uite, ăsta n-a fost gârcit. Nu uita să dai like, share, subscribe, toate cele. Ne vedem în comentarii, vă aștept acolo cu mare drag, aștept sugestiile voastre. Sunt curios cum vi s-a părut, aștept să-mi spuneți cum sunt insulele voastre, cât de mult ați reușit să le dezvoltați și ce alte sugestii de jocuri mai aveți pentru mine. Vă pup și ne vedem data viitoare, aveți grijă de voi, numai bine!